În viața mea profesională sunt nevoit să lucrez în timpul săptămânii într-un oraș și să revin acasă, între ghilimele, doar în weekend. Iar în timpul săptămânii stau undeva într-un hotel. Hotelul în care stau este, de fapt, un hotel între ghilimele. În sensul că, mai ales acum, în perioada asta de pandemie, hotelurile sunt închise, însă ei funcționează pe principiul că, de fapt, închiriază locuințe. Așa, au practic un bloc în care sunt, cred că, 150 de garsoniere pe care le închiriază cumva în regim semi-hotelier. În sensul că ai pe cineva jos la recepție, te poate ajuta cu anumite servicii, însă nu beneficiezi de serviciul de housekeeping. Și atunci a trebuit să mă orientez. Nu sunt omul care să fie super maniac în ceea ce privește curățenia, însă un minim de curățenie este nevoie. Și atunci aș fi avut o posibilitate să-mi aduc un aspirator sau doi, să caut o soluție alternativă. Și am dat peste chestia asta la DM și vreau să încerc. Cutia asta a costat 9 euro și, după cum vedeți, este de fapt un kit. Este un mop telescopic cu suprafața care șterge, evident, de unică folosință și care permite curățirea unei suprafețe mai mari decât în măsura în care îți faci chestia asta cu mâna. Un alt avantaj pe care îl oferă din punctul meu de vedere acest sistem este faptul că nu trebuie să mai am o căleată cu apă, un mop și așa mai departe. Și 3, poate și cel mai important avantaj, este că îl vedeți cât de mic. Și am senzația că se poate, după ce ați folosit, se poate demonta și lua cu voi. Pe de altă parte, măsura în care, Doamne ferește, luiți sau nu vrei să-l mai iei, pierderea nu e foarte mare, așa cum v-am zis, a costat 9 euro. Haideți să încercăm să-l montăm și să-l folosesc, pur și simplu să vedem ce rezultate obțin cu el. Cu siguranță aceste tuburi se prelungesc în acest fel. Ok, mai am doar de montat, să zic așa, coada la tălpică. În ceea ce privește prosoapele, el vine cu un număr de 8 prosoape uscate și cu 3 prosoape umede. Evident că aceste prosoape se pot cumpăra separat. Vin și cu un miros interesant de măr. Ok. Sunt într-adevăr ude, sunt efectiv fleșcă. Deci nu sunt umede, sunt ude. Ok, hai să vedem dacă ne descurcăm. Avem și instrucțiuni. Trebuie să citesc întâi. Cred că i-am dat de cap. În sensul că văd că se desfac, pur și simplu se despăturesc. Și observ că se pun cumva așa și probabil că se montează așa. Se bagă pur și simplu în aceste rozete de prindere rapidă, nu știu cum să le denumesc. Și o să aflăm dacă e bine ce am făcut, în sensul că în măsura în care vom placă el pe jos, de va spune dacă pierdem sau nu acest șervețel îmbibat. Ele au într-adevăr foarte multă vărcare, foarte mult lichid. Evident că orice bărbat am două mâini strânge, însă vă puteți da seama ce jeg era pe jos. Evident că intrând încălțat și neavând femeie de serviciu care să facă curat în cameră, jelul care s-a depus pe jos este fantastic. Până acum am curățat
Am curățat pe jos efectiv cu asemenea produse, însă nu sunt foarte îndemânatice, ca să zic așa, și practic am umblat în genunchi chinuindu-mă cu ele. Cred că este momentul să schimb acest super jegos. Prosop umed. Camera asta chiar avea nevoie de curățenie. Se pare că funcționează. Ok. Și ultimul mop hood. Prosop hood din setul respectiv. Pentru o curățenie finală, pentru o curățare de finală a camerei. Oricum am terminat mult mai repede folosind acest sistem. Cred că e nevoie și săptămâna viitoare de o curățire umedă. Și cu asta am încheiat prima parte a filmului. Ok, haideți să vedem acum cum putem folosi șervețelele uscate sau mopurile uscate cu care vine livrat acest set de curățire de la Swiffer. Ok. Demontat se montează la fel ca și cele umede. Și ideea e că, datorită suprafeții mult mai mari pe care o are acest prosop, acest mop, față de o cârpă normală, ar trebui să strângă mult mai ușor praful. Da? Și ideea ar fi fost, poate că ar fi fost bine la început să fi curățat întâi uscat, să adun praful și scamele, și abia după aia să fi curățat cu gel umed. Însă, ca orice bărbat, mă pricep foarte puțin spre deloc la partea legată de curățenie. Ok, să vedem ce face și cel uscat. Se pare că e și statul, nu? Chiar deși am treșat un pic în sensul că el a fost un pic umed înainte să-l folosesc. Și ăsta a reușit să adune destul de mult jeg. Un ultim lucru pe care vreau să-l încerc este să vedem cât de ușor se demontează. Și dacă poate fi demontată. Oh, e incredibil. Deci inclusiv pentru bărbații ca mine care au două mâini stângi, acest mop se lasă relativ ușor demontat. Ceea ce înseamnă că poate fi strâns și luat în măsura în care e nevoie. Iar cutia cu care vine este ideală pentru așa ceva. Ok, prieteni, o să mă opresc aici. În măsura în care ați găsit interesant filmul făcut de mine, m-aș bucura să primesc un like și un share de la voi și dacă vă plac filmele făcute de mine în general, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte ceva nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!